Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la Jurnal. Iată care sunt pentru început cele mai importante titluri ale zilei. CJAS are oficial director Camilia Ilișuan. Agenția pentru Protecția Mediului ne invită să punem mânușile și să ne apucăm de curățenie. Concert de zile mari la Lechința, marca PSD. CJAS are oficial director. Camilia Ilișuan a fost instalată astăzi în funcția de director general al Casei Județene Asigurărilor de Sănătate Bistrița-Năsăud. Luna martie a fost luna în care șefia Casei Județene de Asigurări de Sănătate a fost scoasă la concurs. La aceasta au râvnit Dina Suciu, Nicoleta Sandu și Fiorel Pupeză. Din cauza că notele obținute nu au fost rezonabile, s-a organizat un nou concurs de ocupare a acestui post, unde au participat Dina Suciu, Camilia Ilișuan și Ana Maria Uțiu. În urma concursului, desfășurat în perioada 9-11 septembrie, Camilia Ilișuan a obținut cea mai mare notă. Examenul a constat într-o probă scrisă care s-a desfășurat în 9 septembrie, la care Camilia Ilișuan a fost singura care s-a prezentat și a obținut nota 8.50, fiind astfel îndreptățită să ocupe postul de director general al CJAS Bistrița. Instalarea în funcție a Camiliei Ilișuan a fost făcută de subprefectul Ovidiu Frenț. Începând cu data de 21.09.2009, doamna Ilișuan Camelea se numește pentru un mandat de 4 ani în funcția de președinte, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud, manager al sistemului la nivel local cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice. Pe perioada numirii în funcția de președinte, director general a persoanei nominalizate la alineatul 1, mandatul încredințat acesteia are drept scop organizarea, conducerea și administrarea la nivel local a Casei de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acesteia, în condițiile realizării unui management eficace și de calitate, mandat exercitat în baza contractului de management. Iată care a fost prima declarație de presă a noii directoare a CJAS. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care în ultimele zile mi-au transmis diverse mesaje, lucruri bune, de felicitări, de încurajări. Sunt persoane la care țin și mi-au dovedit încă o dată că sunt alături de mine. M-au bucurat aceste mesaje, dar în același timp avea un pic de teamă, nu trebuie să corespund așteptărilor acestor persoane. Cred că voi colabora foarte bine atât cu instituțiile administrației locale, cât și instituțiile specifice cu care Casa de Asigurări are legături. După cum știți, vin de la AJPM, unde am fost 4 ani auditor intern. Colegii mei, când au aflat că vin aici pe postul de director, m-au întrebat ce ai să faci prima dată când ajungi acolo. Și eu le-am spus, nu știu, dar știu unde vreau să ajung. Și pentru că știu unde vreau să ajung, o să-mi construiesc și o să-mi adaptez strategia pas cu pas, pe măsură ce voi intra în probleme, voi învăța. Vin în afara sistemului, am foarte multe de învățat. Și vreau, în primul rând, ca activitatea casei să fie extrem de transparentă, să știe toată lumea ce se întâmplă aici, să știe toată lumea ce profesionaliști avem aici, pentru că am auzit numai lucruri bune despre personalul de aici. Să știe toți asigurații noștri, să știe toți colaboratorii noștri, furnizorii de servicii, de medicamente, pas cu pas, ce se lucrează în Casa de Asigurări. A pornit spre RAR, însă nu a apucat să ajungă la destinație. În zona Kaufland, mașina i-a luat foc. Până au ajuns pompierii, șoferul a privit neputincios cum autoturismul se mistuie în flăcări. Incendiul a avut loc în această dimineață după ora 9. Detașamentul de pompieri a intervenit cu auto specială pentru a stinge focul. Am intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu la un autovehicul. Cauza probabilă a incendiului, scurt circuit la instalația electrică. Șocat, șoferul mașinii spune că nu a mai avut probleme cu autoturismul până în acest moment. Păi era mașina parcată în parcare și am pornit, motor se încălzească, aveam programare la registru auto. Și așteptam un coleg să fiu tractat la registru. Și am văzut
sub mașină, sub capotă, pom, și am tras-o din parcare un pic mai aici, pe câmp. Și am sunat la 112. De ce? Care credeți că sunt cauzele? O, știu, mașina veche, instalația electrică, probabil. Statul nu și-a achitat datoriile către firma Geiger, fapt pentru care firma a oprit lucrările pe drumul național 17. Dacă săptămâna trecută angajații firmei Geiger se aflau la datorie în mai multe localități de pe drumul național 17, lucrurile s-au schimbat. Montarea de accese spre curți și rigole, amenajarea de trotuare și turnarea asfaltului au fost istate în totalitate. Până la sosirea banilor, lucrările vor continua doar la podul Beclean și cel din Șintereag. De joi am oprit tot ce înseamnă lucrări la șanțuri, trotuare, accese, rămânând să executăm doar lucrările la cele două poduri, Beclean și Șintereag. Acolo cum stă lucrările? La podul la Șintereag s-a executat hidroizolația, s-au montat bordurile, s-a turnat trotuarul. Astăzi o să executăm stratul de mixtură asfaltică și să montăm parapeții pietonali, urmând ca de mâine să dăm drumul la circulație. Pe partea stângă se merge proiect și ne apucăm de partea dreaptă. La podul din Beclean s-au finalizat cele două culei. Mâine sperăm să reușim montarea grinzilor prefabricate. Din păcate, cu cât vor sosi mai târziu, cu atât nu se va putea încheia această lucrare, cu toate riscurile care derivă din această situație. Pentru că mai sunt aproximativ 25-30 de kilometri de stradă de uzură, care e foarte probabil să nu poată fi așternut. Și atunci riscăm ca stradă de legătură să se deterioreze până în primăvară. Vor fi terminate la timp podurile, în condiția în care nu aveți bani? Da, de aceea lucrurile la poduri nu s-au oprit, indiferent de plata acestor restanțe financiare, pentru că trebuie, odată cu venirea iernii, să se poată circula normal pe câte două benzi, pe tot tronsonul pe care îl reabilităm. Dacă tot se apropie campania electorală, PSD s-a gândit să înceapă de pe acum și a pășit cu dreptul un concert de manele unde altundeva decât la Lechința. Așa s-a făcut că sâmbătă, pe scena amenajată taman în mijlocul drumului, a urcat regele manelelor Nicolae Guță, Alex de la Orăștie și Lorena. Fanii i-au primit cu multe aplauze și au cântat alături de ei. Muzica unește oamenii. S-a văzut cel mai bine la concertul de la Lechința. Această zi este foarte, foarte importantă pentru romii din județul Bistrița de Săuș și chiar din alte județe a țării, care să participă la această mare sărbătoare. Și acum, de când este primar, acest primar, face o manifestație care sunt zilele Lechinței. Asta e o tradiție de acum poate 100-150 de ani, la moș-strămoș. E rămasă de la Sas, de cum era înainte nemții. Și de atunci o luat țăgane, o luat de ei puterea, da, inițiativa de sărbătorii de ziua asta. Și o țin 3 zile, de una cu mărfuri, una cu animale și una e ziua așa de târguri, balul și sărbarea asta care se țin. Sute de spectatori, atât români cât și romi, s-au adunat pentru a-l asculta pe artistul preferat, nimeni altul decât Nicolae Guță. Cum Guță este regele manelelor, nu putea fi introdus în scenă decât o personalitate de același calibru, deputatul Emil Radu Moldovan. Primarul tău, Romeo, se ține de cuvânt, îți aduce și îți aduce pe Nicolae Guță!